Ministerul Economiei își pune ca scop dezvoltarea infrastructurii agricole în Republica Moldova. În planul de acțiune al acestuia intră și raionul Strășeni, scopul fiind atragerea investitorilor străini pentru dezvoltarea zonei industriale. În primul rând, scopul oricărui parc industrial este de a integra pe un același unic teritoriu a diverselor complexe de întreprinderi care vor presta diverse servicii, diversi producători care vor asigura o valoare adăugată brută mai înaltă în cadrul economiei naționale. Impactul de la acest proiect se reflectă în creșterea volumului de vânzări, în primul rând, a producției industriale pe cadrul teritoriului Strășeni, de asemenea, în crearea locurilor de muncă. Acest proiect prevede crearea circa 850 locuri de muncă pe parcursul a 20 de ani. Mai mult ca atât, sunt deja investitori străini din Germania care sunt interesați să investească resurse în acest proiect. Deja există un investitor privat, adică în cadrul parcului industrial se preconizează activitatea integrală a societății pe acțiuni CAN, cu activele sale fixe și cu mijloacele sale financiare, adică ale investitorului privat, pentru a crea infrastructura de utilități necesară, pentru a efectua reparațiile respective și pentru a renova clădirile. Oficialitățile din Strășeni salută această inițiativă și sunt ferm convinse că modernizarea parcului industrial este o oportunitate pentru mai buna dezvoltare social-economică a raionului. Pentru Strășeni este o oportunitate foarte înaltă pentru dezvoltarea economică, socială mai departe a orașului, pentru creșterea economică, crearea noilor locuri de muncă, în baza atragerilor, anume a investițiilor, atât investitor local cât și investiții străine. Pentru implementarea proiectului sunt necesare 27 milioane de dolari SUA.